Maria Modoran, în vârstă de 74 de ani din comuna Bumbești-Pițic, locuiește singură de câțiva ani. Acoperișul locuinței a cedat în urmă cu doar câteva săptămâni, după ce stâlpii de sprijin au putrezit. Tot a fost cu apriorii putreji, ăștia și stâlpeții aia care s-a ținut, s-a putrezit. Știi că nu puteți să vezi. Și după aia s-a putrezit și a căzut. Când a căzut zăpada, a fost zăpada mare, odată am auzit, pa, cu jos, n-am mai avut ce să mai fac. Cele trei fiice ale sale, căsătorite în alte localități, nu-i pot reface locuința, întrucât nu lucrează niciuna dintre ele. Astfel că femeia se roagă să nu plouă, pentru a nu fi nevoită să doarmă prin vecini. Aveți bani să refaceți acoperișul? De une, de une. 3.500 faci treabă. Faceți ca Doamne ferește. Singura speranță a bătrânii este ca cineva cu suflet să o ajute să-și refacă acoperișul casei.